Atragerea fondurilor europene, colaborarea economică și înfrățirea între municipalități, acestea sunt doar câteva din subiectele abordate la întâlnirea dintre primarul Marcel Vela și o delegație a municipalității din Covacița, Serbia, aflată pentru o zi în Caransebeș. La finalul dialogului, primarul Miroslav Crișan a declarat că municipalitatea pe care o conduce se pregătește foarte serios pentru accesarea fondurilor de preaderare, motiv pentru care a ținut să afle cât mai multe din experiența primăriei Caransebeș în atragerea banilor europeni. Pa mi se drugi put nalazimo u opštini Caransebeș. Noi ne întâlnim a doua oară în municipiul, primăria municipiului Caransebeș. I čini mi se prvi put malo konkretnije ulazimo u mogućnosti zajedničke konkurisanja prema predpristupnim fondovima Europske unije. Și acum intrăm în chiar într-o fază foarte serioasă în pregătirea spre accesarea a fondurilor europene. În cazul nostru fondul de preaderare și în cazul vostru fondurile ale Uniunii Europene. Opștine Covacița e, cine mi se mania opștine, nu știu care înțelegeș. Municipalitatea Covacița este mai mică municipalitate ca municipalitatea care înțelegeș. Ima 27.800 stanovnică. Are 27.800 de locuitori. I 4 jezika, 4 jezika o službenim potrebi. Și 4 limbi în uzul oficial. Znači srpski, slovački, mađarski i rumunski. Înseamnă limba srbă, slovacă, maghiară și română. I na bazi, čini mi se da je, u Vojvodini najviše rumuna živi u našoj opštini. Și ni se pare că în municipalitatea noastră cei mai mulți români trăiesc. I to je ono čemu želimo da napravimo saradnju. Și asta este ceea ce este puntea pe care noi dorim să realizăm aceste cooperare. Druga stvar o kojoj smo danas pričali. Al doilea lucru despre care noi am vorbit astăzi. E o funcție pripreme nas ca opštine. Este în funcția pregătirii noastre ca primăriei. Da, u trenutku kad Srbija dobije status candidata za Europsku uniju. Ca în momentul când Serbia obține status de candidat al Uniunii Europene. Budemo potpuno pripremljeni za te fondove koji će se prema nama otvoriti. Să fim pregătiți în totalimente pentru fondurile care vor fi deschise pentru noi în acel moment. I zato nam je vrlo bitno da znamo iskustva koje imaju opštine s kojima sarađujemo. Și de aceea este foarte important pentru noi să știm care este experiența municipiilor cu care noi colaborăm. În ceea ce privește colaborarea cu municipalitatea de pe Timiș și Sebeș, edilul sârb a precizat că aceasta va viza domenii precum turism, cultură sau sport, însă principala ținta celor două administrații locale este o colaborare economică. A pore drumul care jive în nașa opștine. Dar pe lângă români care trăiesc în municipalitatea noastră. Imam o reku Tamiș care prolaze cu nașa opștine. Avem și reul Timiș care parcurge prin municipiul nostru. Tako da smo na više, načina upućeni da sarađujem. Așa că suntem direcționați spre colaborare în mai multe modalități, adică pe mai multe baze, de mai multe, da. Po principu mi, znači, ona ide, cultura, sport, da, educație, razmena iskustava, i sve to što ide, vidjet ćemo, znači, dalje kako se bude razvijali ti odnosi, vidjet ćemo u kom sve obliku ćemo moći sarađivati. Da, de fapt aveți dreptate, deci dorim și în alte domenii, precum sunt sport, educația, schimbul culturii, promovarea turismului, dar vom vedea pe parcurs cum în domeniul în care vom putea colabora cel mai mult, adică în care vom avea cele mai multe puncturi comune în acel domeniu. Ono što je svakako bi trebalo da bude neka kruna te saradnje. Ceea ce în orice caz ar trebui să fie o coroană a asta colaborării noastre. Este privredna saradnja. Este colaborarea în afaceri, economică. Ali boj se da to ne zavisi od nas dvojice. Dar mă tem că asta nu depinde de mine și de primarul vostru, dar cel mai mult oamenilor care se ocupă cu activități economice, ei trebuie să găsească un interes comun, dar lucrul nostru e doar să le conectăm. Primul pas al cooperării dintre Caransebeș și Covacița se va concretiza în prezența unor ansambluri folclorice din zona Uzdin la Ruga de la Caransebeș, programate pentru sfârșitul acestei luni, urmând ca pe viitor folcloriștii Casei de Cultură George Sulu să participe la festivalurile organizate de municipalitatea sârbă. De asemenea, în perioada următoare se vor finaliza și procedurile de înfrățire dintre Caransebeș și Covacița.